surprizele, o familie absolut senzațională, cu niște piese și un proiect absolut minunat din sufletul vostru. Alesis! Iarba verde, iarba grasă, crește înaltă peste noi, ca de an, de an supoasă, și-apoi crește înapoi. Trudă vilnică, sudoare, viață de desfrâu sau casă, omul-i trecut ori sub soare, că ce este viața noastră. Jos cu pizza, baba, oarba, până din noi, va crește iarba până din noi. Crește iarba, joc stufit, treaba, bau, arba, până din noi, va crește iarba, până din noi, va crește iarba. Joc stufit, treaba, bau, arba, până din toți, va crește iarba, până din toți, va crește iarba. Până iubita va fi baba, până baba, va fi iarba, până baba. Foarte frumos, doamnelor și domnilor, ne dăm seama ce și cum s-a întâmplat. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim cu Alesis. Grasă, crește înaltă peste noi, ca de an, de an sub coasă, și-apoi crește înapoi. Doamnelor și domnilor, de asta suntem noi, o emisiune frumoasă, în sensul în care surprizele pot apărea la tot pasul. Am făcut așa un mic teaser de două ori ca să vă intre bine în cap, cu piesa foarte frumoasă pe care o cântă prietenii noștri de la Alesis. E vorba despre iarba. Acum vom vorbi frumos despre această piesă care este country și la voi mai puțin country. Știam multe alte registre și repertorii, dar country nu v-am văzut niciodată. Uite ce bine stă, doamnă. Mulțumesc. Trebuie să ascultați piesa pe YouTube. Este o combinație între country și folclor stilizat. La un moment dat o să vedeți că se schimbă ritmurile. Ne-a plăcut foarte mult mesajul piesei, care spune așa: joc stupid de-a baba oarba, până din noi va crește iarba. Joc stupid de-a baba oarba, până din toți va crește iarba, până iubita va fi baba, până baba va fi iarba. Adică, de fapt asta e viața. Da, așa este, da. Da. Iarba e bază. Iarba este regina. Iarba e să înțelegi. Da. Că aici, apropo, că ei lucrează cu Adrian Păunescu, adică știu, cu versurile lui Adrian Păunescu, mai era aia, cum avem nevoie și de iarbă, dar se gândea tot la iarbă. Maestru Păunescu la iarba verde, da, de acasă. Da. Care n-a apărut pe meleagurile noastre. E adevărat. Nu acea iarbă verde care vine din altă parte, nu de acasă. Da, nu de acasă. Așa, ia, exact. Iar arată capul, mai ai plasturile unde la veie? Nu, gata, a trecut pe ea. Să nu-ți faci altul dacă te lovești la iarbă. Am antrenament, gata. Da, dar chiar m-au întrebat unii, mă, are vreo legătură cu trendul ăsta? Băi, ascultați versurile, că n-are legătură. Foarte frumos. Da, deci de la un moment dat trece de la country. N-am apucat teaserul pe care nu vi l-am dat. A fost așa, da, surprinzător. Ne-am păstrat în zona muzicii country. Adică mai mult n-am putut. Foarte frumos. Pentru că mi s-a părut surprinzător pentru Alesis. Da, exact. Da. Sau mi era și colegii de regie. Da, da. Foarte frumos. Bun, aici nu-i la voi în curte, nu? Exact, la noi în curte. Tu te mă, dar ce pom frumos aveți. Da, da. Adică voi unde sunteți? Vecini cu mine aveți? Nu, ăștia? Nu. La Câmpina. La Câmpina. Acolo avem studioul de înregistrare. Astea sunt plantate din 2006, tot ce vezi tu acolo. Este foișorul nostru de minim 12 persoane. Unde ne întâlnim cu prietenii. Se vine în grup organizat la ei, mă, bineînțeles, cu autocar. Aia e treaba. Ce pom frumos aveți, absolut. Bine, și Câmpina e un loc cu aer bun, binecuvântat, e adevărat. Aici și la noi, că nu știți, noi, eu cu Alesis stăm pe aceeași stradă și din acest motiv nu ne vedem niciodată. Exact. Pentru că stăm pe aceeași stradă. Că dacă stăteam la celălalt capăt al orașului, sigur ne vedem. Așa, aici se schimbă ritmul, nu? Da, exact. Iarba verde,
ești deasă. Am înțeles. Da. Bă, cu puțin acordeon toți suntem dați. Trebuie, da. Asta e România. Este acordeonul cu care am început să cânt la 4 ani și jumătate. Asta a rămas în patrimoniu. Am înțeles. Alesis, da. Foarte frumos. Bun. Pe de altă parte... la adresa de pe strada unde locuim împreună, vin tot soiul de oameni. De exemplu, acum aproape un an de zile, mă suna în timp ce mergea către voi, fără să știe că urmează să vină pe strada mea, Teo Trandafir. Exact, exact. Mă suna Teo și zice, unde te duci? La Alesis. Vezi că intri pe strada mea. Aoleo! Da. Da. E foarte frumos. Mi-aduc aminte că la voi a venit odată doamna cu care o să avem și noi în curând un live foarte frumos, Marina Voica, care are o viteză fantastică. Nu vă uitați așa la ea. Da. Odată ți urcă scările și ți le coboară mai rău ca la Exact olimpiară. Așa a făcut când a venit la noi anul trecut. Cred că avea 3 săptămâni. 3 sau 4 săptămâni de la operație. A urcat scările o și operație noi, atunci, grea, noi aveam un studio mai mic. Pe vremea un studio aceea. Video unde făceam seriile alese în fiecare joi. Și doamna Marina mi-a spus, Alina, mi-a plăcut foarte mult la voi, m-am simțit foarte bine, dar eu vreau să vin să fac un spațiu mai mare pentru că eu vreau să dansez. Așa. Deci da. după ce am schimbat studioul. Aia e treaba. Bă, când vine doamna Marina Voica acasă, încep să muz mobilă, da. Nu e tot... ca și cum. Exact. Și da. Data viitoare îți facem surpriza să aibă loc de dans. Aia e treaba. Și de cred că e nevoie și de un partener, că cred că ar face un dans de societate, doamna Voica, cum o știm. Oho. Da. Și poate... de un an și jumătate, noi în fiecare joi seara, deci chiar 8. În fiecare joi seara de la ora 20, avem întâlnirile live cu prieteni de suflet, invitați de seamă din showbizul românesc, neapărat numai cântăreți. Au fost și actorii. A fost și Văru Săndel, căruia îi spunem la mulți ani, pentru că azi e ziua. Azi e ziua. La mulți ani, Vărucu. La mulți ani, Vărule. Te aștept. Vărule, știu la ce muncești. Cum era chestia aia? Știu unde stai. Da? Vărule, te așteptăm, îți zicem la mulți ani și vină încoace că avem multe de povestit. Ai zis că termin filmările la frumosul serial și după aia revenim. Se răcește bucătăria. Poftim? Se răcește bucătăria, să vină mai repede, să gătim ceva. Păi să... da, nu știi care e el piesa aia care merge de la bucătăria de la mama de acasă, care se numește Rântaș. Ai. Facem ceva cu Rântaș, da. Să murim aici de ei, diverse chestiuni. Da. Avem cuptor, avem valoare, avem tot ce ne trebuie. Foarte frumos. A fost cineva care a întârziat și nu știați cum să faceți, că trebuie să vă spun ceva. Ei locuiesc, de parcă n-aș locui, pe o stradă la care dacă faci întâlnire la ora 8, bă, trebuie să pleci de vreme de acasă. La pentru ori. Că pe o străduță mică vine chitila mai puțin, buftea, ce se mai merge către Târgoviște, pe strada aia. Nerv să ai nei, că în rest toate adică lucrurile sunt toată lumea bună, cu alte cuvinte. Poftim? Toată lumea bună, cu alte cuvinte. Mulțumesc foarte mult. Da. Să fie de capul lor. Da. Măi, n-am întârziat, dar ne-am luat măsuri de prevedere și le rugăm să vină mai devreme, să vină pe la ora 6. A fost foarte tare o întâlnire când a venit Marcel Pavel și i-am spus să vină pe la 6, că să stăm așa. Și a venit pe la 8 fără 10. A avut el o problemă, a venit la 8 fără 10, deci noi începeam la 8, da. Dar pe la 8 și 5, când noi aranjam acolo tot ce trebuia, microfoane, făceam o mică probă. Dar, Romeo, te super dacă faci eu niște vocalize? Bună, da, m-a pus într-o situație așa. Și am întârziat cu emisia. Și am întârziat puțin cu emisia. Cât a făcut Marcel vocalist? Nu mult. Nu, dar mi-a plăcut foarte mult ideea profesionalismului. Absolut, da, mi-a plăcut foarte mult. Marcel este un perfecționist, sigur. Știe cine a lucrat cu Marcel și mă bucur și eu. A fost singura dată când am întârziat 10-12 minute, cred. Marcel e foarte tipicar și nici nu-i de mirat. Are grijă de vocea lui ca de un tezaur. Și dacă mai cântă live, cântă live, adică chiar cântă live. La Marcel se cântă live. Este live concert online. Concert. Așa se numește. Cine are, are. Cine, cum era? Cine are voce, are. Cine n-are, n-are. Da, cum, spunea, cum spunea o piesă celebră. Foarte frumos. Sunteți în regulă. Noi vorbeam mai devreme, doamnelor și domnilor, despre vacanțe. Știți că noi am povestit de-a trecută cu ei în vacanțe, când au avut peripeții, chestii, socoteli. Mi-aduc aminte, mă gândesc acum, știi că dacă zici că pleci în vacanță, deși aeroporturile sunt pline, bă, înseamnă că ești bine. A venit aici exact când s-a anunțat prima oară creșterea la curent. Vine Toni Grecu și se uită și zice: bă, sunteți în bani, aveți lumină caldă, vă ține, a? Înțelegi așa? Așa. Da, pleci în vacanță? Ai bani de avion? Lasă că auzi, merge, e mai scump, nu? Acum să te duci cu mașina decât să te duci cu avionul. E adevărat. Da. Ce sunt niște adevărat. Calcule. Dacă pleci cu mai multe persoane într-o mașină, poate te scuzi, dacă nu, e nenorocire. Acum deja trebuie să facem ca pe vremuri autostopul, înțelegi? Da. Dai anunț la ziar.
caut partener pentru drum până la Galați. Corect, corect. Înțelegi? Dar ea și o aplicație, este o aplicație. Da? Și spui o persoană sau două. Dar aplicația asta ca să iei partener în mașină e pentru, pentru căsătorie sau pentru drum? Depinde pentru ce. Păi se aia e treaba, că nu știi acum, exact. Da, adică... da, noi plănuim un drum în Elveția. Aici! Pentru că fata mea acolo stă și ne-a invitat de mult să ajungem, să efectiv să stăm 5-6 zile pe acolo și ne tot gândim dacă să luăm mașina, pentru că am vrea să și vizităm foarte mult. Și până la urmă cred că tot cu avionul e mai avantajos, cum ai spus și tu, și să închiriem o mașină acolo până la urmă. Bună treabă! Aia, în Elveție e frumos. E aproape. O țară, aproape. Nu e de o țară civilizată, e complicat, știi? Una, nu e ca la noi. Hei, hei, hei! Nu, întârzie cineva! Te mai duci pentru o țară arabă, te mai bași cu un bascum pakistanez care nu care întârzie, un șofer în celălalt sare de pe tine, mai, da, adică pe tine, nu se știe niciodată. Ajungi în altă țară, te ajungi în Austria, tot de pakistanezul ăla dai, că acum ăștia sunt peste tot. Au fugit. Exact, exact. Ai văzut? Bă, deci, dragii mei, știrea, băi, Dumnezeu pe pământ, ați văzut știrea aia de ieri? Era un tir cu sicrie la vamă. Opa. Și între sicrie, ce crezi că erau? Da. Pakistanezi. Oh. Da, e am Ce credea că erau pakistanezul mort în sicriu, era de probă, așa, știi, adică un fel de demo. Manechin la haine, nu? Demo, de la de plastic. Nu, nu. Deci erau vii, încercau și să se fofileze și s-au urcat într-un de-asta cu sicrie. Înțelegi? Dar ei, dacă erau deștepți, să băgau un copârșeu, ca să zic așa. Păi n-a fost nu știu, bă, le-a fost frica, le-a fost că tragi, știi? Claustrofobie asta, claustrofobie. Înțelegi? Că asta era ideea. La vamă! Toată lumea în cutie. Mi-aduc aminte când am fost în Thailanda, în ce an am fost în Thailanda? Nu, am văzut numai noi ca băieții atunci să testăm terenul, să nu fie pe acolo probleme delicate. Și de 24 de ani ne promite că ne duce promit și pe noi. Promit că duc și fetele de 24 de ani, dar după 25. Dar ce s-a întâmplat în Thailanda? Nu, voiam să zic nu acolo... Nu știu ce s-a întâmplat, de nu ne duce. Da, nu știi ce s-a întâmplat, voiam să zic duce. Că acolo, pe vremea aceea... Le cunoaște lumea. Romeo, trăiască, my friend! O thailandeză era funcție de vârstă, costa în jur de $2000. S-o aduce acasă, da. De tot? Am înțeles. De tot. E ca și cum ți-ai cumpăra o păpușă Barbie acasă. Te mai joci cu ea puțin, o mai lași pe curte, iar te prinde, iar te joci cu ea. Eu iarăși o mai lași pe curte. Să poartă bonele acum, să poartă. Asta cu filipinezele, să știți că știi că au grijă au de copil până când începe să aibă grijă de tasu. Da. Că am mai văzut cazuri. Și odată o vezi că începe să se boiască frumos așa. Devin polivalente și după ce învață și limba. Da, cum spunea maestru Nicu Constantin, dacă ți-ai secretara de iubită, ajungi să-ți bagi scrisorile singur la mașină. Înțelegi? Adică se rezolvă. Pe de altă parte, înainte să mai cânte prietenii noștri o piesă foarte frumoasă, pe care promitem să o ascultăm până la capăt. Cap-coadă. Bă, am jurat. Gat. Clar, adică nu ne lăsăm, ținem, bă, ca pisica de perdea o să stăm de pisică de piesa aia, să o auzim toată. Știu că voi aveți un proiect foarte frumos cu pe versurile lui Adrian Păunescu, La toamnă copiii. Nu ne înghesuim, că acum piesele sunt la masterizat, dar povestiți. Sunt 12 ani de când mi s-au mânat versurile de maestru Adrian Păunescu și pe avem timpul... 12 piese. Da, pe timpul pandemiei Romeo s-a apucat de creație pentru aceste versuri superbe. Vorbim de niște piese superbe, adică Repetabila povară, Naiul lui Zamfir, adică de greutate mare. Și dacă Andrei Păunescu, care este un critic desăvârșit, a spus, Romeo, este foarte frumos și îmi place foarte mult că este și diversificat ca stiluri muzicale, atunci cred că am trecut testul de bază și abia așteptăm să vi le prezentăm. O mare parte din melodii le-am cântat live la Serile Alese, la noi joia, când a fost Andrei invitat, dar albumul fizic și melodiile masterizate... La începutul lunii septembrie. Poate cadou de ziua ei, probabil, pe 2 septembrie. Ai văzut? Nu mai e surpriză că acum știi, da? Da, acum știu. Păi nu că mi-l fac singură. Mai bine un CD cu, adică un disc cu Adrian Păunescu, decât în Thailanda. Sunt de acord. Ai văzut? Adică în Thailanda nu știi niciodată. Doamne ferește, să anulează zborurile. Apropo de Adrian, iarba verde de acasă, mai sănătos, mai verde, mai bio. Știi tu ce pune aia mâncare în Thailanda? Ai dreptate. Da, doamnelor și domnilor, le mulțumim prietenilor noștri, invităm la locul de cântare. Mare drag. Le urăm vacanță plăcută oriunde se vor. Și vă o vacanță plăcută și ne vedem în septembrie. Noi mai avem încă o lună jumate până la vacanță, așa să ne ajute Dumnezeu. Acum hai să ascultăm o piesă foarte frumoasă în stilul romantic al familiei Alesis.
tale soapte. Pentru un veac sper să ne ajungi.